Bună ziua, dragilor! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Căutați o rețetă ușoară și gustoasă pentru o cremă de brânză de casă? Ați găsit-o! Această rețetă simplă utilizează doar câteva ingrediente și se prepară în doar câteva minute. Rezultatul este o cremă de brânză proaspătă, cremoasă și delicioasă, perfectă pentru sandvișuri, la legume sau ca dip pentru gustări. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda! Ne trebuie lapte dulce proaspăt. Eu am aici 1,5 litri, cumpărat de la supermarket, cu 3,5% grăsime. Dar ideal ar fi să avem proaspăt de vacă. Dar facem și noi cu ce avem. Ne mai trebuie 1/2 de linguriță de sare, zeama de la o lămâie, 50 de grame de unt topit și puțin mărar tocat, opțional. Veți vedea cât de simplu este. Ca să avem absolut totul pregătit, întâi stoarcem zeama de lămâie. Punem cratița cu lapte pe foc mediu. Adăugăm sarea și încălzim laptele pe foc, amestecând din când în când, până ajunge aproape de punctul de fierbere. Vor începe să apară bule mici la marginea oalei. Când laptele s-a înfierbântat, dăm focul la mic și adăugăm zeama de lămâie, amestecând constant. Vom observa cum laptele începe să se coaguleze, adică să se brânzească, formându-se bulgări mici. Lăsăm să dea în clocot, apoi închidem focul și lăsăm amestecul să stea neatins deoparte 15-20 de minute. Zerul, adică lichidul acela transparent, se va separa de bulgării de brânză. După acest timp, punem deasupra unei cratițe o strecurătoare și turnăm totul. Presăm ușor brânza din strecurătoare și lăsăm la scurs până se răcește complet. Eu zerul nu-l arunc niciodată, frământ pâine și iese o pâine absolut delicioasă cu acest zer. Dacă ne place cu mărar, putem toca mărunt și câteva fire de mărar. Când brânza s-a răcit, aducem un vas mai înalt în care adăugăm brânza, untul moale, și mărarul. Apoi blenduim până se transformă într-o cremă fină. Când suntem mulțumiți de textură, transferăm într-o tăviță și nivelăm la suprafață. Băgăm tăvița la frigider pentru 4-5 ore, de preferat peste noapte. A doua zi, desprindem ușor cu un cuțit pe margini și răsturnăm totul pe un platou. Dacă nu se desprinde după ce lovim fundul tăviței, putem să ne ajutăm pentru câteva secunde din fön. Eu așa fac mereu, de fapt, ca să grăbesc procesul. Astfel, untul din compoziție lasă rapid să se desprindă blatul din brânză. Acum putem să o lăsăm așa, sau cum voi face eu, să o tăiem în cuburi. Cuburile pot fi și ambalate individual în folie alimentară și păstrate la frigider până la 5 zile. Pot fi și congelate și la nevoie decongelate în frigider. Pe pâine prăjită, peste care putem presăra câteva mici rondele de ceapă verde sau cubulețe de ardei gras, este un adevărat deliciu.
Așadar, data viitoare când poftiți la o cremă de brânză delicioasă, nu mai e nevoie să alergați la magazin. Această rețetă rapidă și ușoară vă permite să o preparați chiar dumneavoastră acasă din ingrediente proaspete. Impresionați-vă familia și prietenii cu gustul brânzei de casă! Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!